Capitolul 13. Creierul. Stația de emisie recepție a gândurilor. Al 12 la pas care conduce către îmbogățire. Acum mai bine de 20 de ani, autorul a făcut o serie de studii împreună cu regretatul dr. Alexander Graham Bell și cu dr. Elmer Gates și a remarcat faptul că cerebelul uman este o stație de emisie-recepție a gândurilor, Într-o manieră care nu diferă foarte mult de principiul radio, fiecare creier uman este capabil să recepteze vibrațiile gândurilor emise de alte persoane în eterul comun. Compar această afirmație cu descrierea oferită imaginației creatoare din capitolul referitor la imaginație. Imaginația creatoare este aparatul de recepție al creierului. Care receptează gândurile emise de creierele altor persoane. Ea reprezintă instrumentul de comunicare între mintea rațională sau conștientă a omului și cele patru surse care emană gânduri. Ori de câte ori este stimulată sau ridicată pe un nivel de vibrație superior, mintea devine mai receptivă față de vibrațiile gândurilor emise de alte surse exterioare care circulă în eter. Procesul de ridicare a vibrației minții se realizează prin intermediul emoțiilor pozitive sau al celor negative. În general, toate emoțiile ridică frecvența de vibrație a minții. Vibrațiile foarte rapide sunt singurele care se transmit prin intermediul eterului de la un creier la altul. Gândul este o energie cu o frecvență foarte rapidă care călătorește prin eter. Gândurile susținute de emoții puternice vibrează pe frecvențe mult mai înalte decât gândurile obișnuite. Putându-se transmit, putându transmite de la un creier la altul prin intermediul unor mecanisme specifice de tip emisie-recepție. Emoția sexuală este cea mai puternică dintre toate emoțiile umane. De aceea, Creierul stimulat de emoția sexuală vibrează pe o frecvență mult mai înaltă decât dacă emoția respectivă lipsește sau dacă nu este foarte intensă. Rezultatul transmutării sexuale este amplificarea ratei de vibrație a gândurilor pe o frecvență atât de înaltă încât imaginația creatoare devine extrem de receptivă la idei pe care le culege cu ușurință din eter. Pe de altă parte, atunci când un creier vibrează pe o frecvență foarte înaltă, el nu atrage numai gândurile și ideile emise de alte creiere, ci conferă propriilor gânduri ale persoanei puterea de a pătrunde în un subconștient, făcându-l să acționeze în funcție de ele. Practic, principiul care permite susținerea emoțională a gândurilor și transmiterea lor minții subconștiente este cel al transmisiei recepției. Mintea subconștientă este stația de emisie a creierului, cea care emite gândurile. Imaginația creatoare este stația de recepție care culege din eter gândurile. Examinează acești doi factori importanței minții subconștiente și facultatea imaginației creatoare, respectiv cele două componente ale stației de emisie-recepție a minții, din perspectiva principiului autosugestiei instrumentul care pune în funcțiune această stație. Instrucțiunile descrise în capitolul referitor la autosugestie s-au descris metoda prin care dorința poate fi transmutată în echivalentul ei în bani. Procedura de operare a stației de emisie recepție a creierului este relativ simplă. Nu există decât trei principii care trebuie reținute și puse în aplicare în acest scop. Mintea subconștientă, Imaginația creatoare și autosugestia. Stimulii care permit punerea în funcțiune a acestor trei principii ți-au fost deja explicați. Întregul procedeu începe cu dorința. Cele mai mari forțe ale Universului sunt intangibile. Marea recesiune. A produs o mare deschidere la nivelul conștiinței colective în legătură cu forțele intangibile și invizibile. De-a lungul istoriei, îndeosebea celei recente, omul și-a dezvoltat într-o măsură mult prea mare simțurile fizice, limitându-și cunoașterea la realitatea materială, respectiv cea pe care o poate vedea, auzi, mirosi, gusta și atinge. La ora actuală, umanitatea se pregătește să pătrundă într-o epocă nouă, absolut fabuloasă, cea a forțelor intangibile. Pe măsură ce va trece timpul, oamenii vor învăța din ce în ce mai mult că celălalt sine este mult mai puternic decât euul fizic pe care îl putem vedea atunci când privim în oglindă. Tot mai mulți oameni vorbesc astăzi de forțe intangibile pe care nu le putem percepe cu ajutorul celor cinci simțuri. Ori de câte ori auzim astfel de exemple, acestea ar trebui să ne reamintească faptul că toți suntem controlați de forțe invizibile. De pildă, oamenii nu au puterea de a controla imensa forță intangibilă pe care o înmagazinează valurile oceanului. Ei nu au capacitatea de a înțelege forța invizibilă a gravitației, care menține această planetă minusculă suspendată pe orbita ei și îi împiedică pe oameni să se despartă de ea. Ei nu pot controla forța intangibilă a unei furtuni și sunt practic neajutorați în fața forței electricității. De fapt, nici măcar nu știu ce este această forță, de unde vine ea și care este scopul ei. Dar ignoranța omului nu se oprește aici. El nu înțelege forța intangibilă și inteligența înmagazinată în solul pământului. Acea forță care îi asigură hrana de care are nevoie, îmbrăcămintea pe care o poartă și, practic, toți banii de care dispune. Uluitoarea poveste a povestea creierului. În sfârșit, dar nu în cele din urmă, cu toată cultura și educația cu care se laudă, omul nu înțelege aproape deloc forța intangibilă a gândirii. Probabil cea mai mare dintre toate forțele invizibile. El nu știe aproape nimic despre creierul său și despre mecanismul incredibil de complex prin care acesta reușește să-și transforme gândurile în echivalentul lor material. Din fericire, epoca în care intrăm va aduce probabil numeroase lămuriri în această privință. Oamenii de știință au început deja să își orienteze din ce în ce mai mult atenția asupra creierului, și, deși se află încă abia la începutul cercetărilor ei, Cercetărilor lor, ei au descoperit deja suficiente lucruri despre aceasta. Inclusiv faptul că acest panou de comandă al creierului uman este compus dintr-un număr foarte mare de celule specializate și de conexiuni între celule. Număr ce poate fi descris printr-un 1 urmat de 15 milioane de cifre. Numărul este atât de mare, spune doctor. Hudson Herrick de la Universitatea din Chicago, încât numerele astronomice referitoare la sutele de milioane de ani lumină devin nesemnificative prin comparație. S-a stabilit că în interiorul scoarței cerebrale există 10 miliarde până la 14 miliarde de celule nervoase aranjate în tipare bine stabilite. Aceste aranjamente nu sunt deloc întâmplătoare. Din potrivă, ele sunt cât se poate de ordonate. Metodele recent dezvoltate ale electrofiziologiei au depistat curențe electrice mici de anumite celule precis localizate prin fibre, înzestrate cu microelectrozi, care sunt amplificați de tuburi radio ce pot înregistra diferențe de potențial din ordinul unei milionimi de volt. Pare de neconceput că o rețea atât de complexă nu există decât cu unicul scop de a transmite funcții care permit creșterea și susținerea corpului fizic. Pare mult mai probabilă ipoteza potrivit căreia acest sistem, care le permite miliardelor de celule ale creierului, să comunice unele cu altele, le permite inclusiv să comunice cu alte forțe intangibile. Cu puțin timp înainte ca primul manuscris al acestei cărți să meargă la tipar, în ziarul New York Times, a apărut un editorial în care se arăta că cel puțin o mare universitate și cel puțin un mare cercetător în domeniul fenomenelor minții efectuează la ora actuală studii organizate, ajungând la concluzii similare celor descrise în capitolul de față și în cel care urmează. Editorialul analizează pe scurt cercetările făcute de Dr. Rain și de asociația acestuia de la Universitatea Duke. Ce este telepatia? Acum o lună am citat în paginile acestui ziar câteva dintre remarcabilele rezultate obținute de profesorul Rein și de asociația acestuia de la Universitatea Duke, în urma a mai bine de 100.000 de teste făcute cu scopul de a determina existența telepatiei și a clar viziunii. Aceste rezultate au fost sintetizate în primele două articole apărute în revista Harps Magazine. În cel de-al doilea articol, autorul E.H. Wright prezintă pe scurt concluziile trase de cercetători în privința naturii exacte a acestor moduri de percepție extrasenzoriale. Existența telepatiei și clarviziunii li se pare la ora actuală multor oameni de știință extrem de probabilă în urma experimentelor lui Ray. În cadrul acestor experimente, mai multor subiecti li s-a cerut să descrie diferite cărți dintr-un pachet special, fără să se uite la ele și fără să aibă un alt tip de acces senzorial la ele. Un anumit procent dintre acești subiecti a reușit să descrie corect și în mod regulat cărțile, ne există nici măcar o probabilitate de 1 la 1 miliard ca ei să facă acest lucru accidental sau dintr-un noroc. Cum a fost posibil? Presupunând că există aceste puteri, nu sunt senzoriale. Altfel spus, ele nu au un organ fizic corespondent. Experimentele au condus la aceleași rezultate indiferent dacă s-au realizat la o distanță de câteva sute de mile sau în aceeași cameră. După părerea lui domnului Wright, aceste experimente resping inclusiv încercarea de a explica telepatia și clarviziunea din perspectiva teoriei fizice a radiației. Toate formele cunoscute de energie radiantă se reduc invers proporțional cu pătratul distanței parcurse. În cazul telepatiei și clarviziunii, acest fenomen nu se produce. Cele două fenomene variază totuși în funcție de anumite cauze fizice, la fel ca și celelalte puteri mentale ale omului. Contrar unei opinii larg răspândite, cele două calități nu se îmbunătățesc atunci când subiectul este complet sau pe jumătate adormit. Din potrivă, ele ajung la apogeu atunci când subiectul este perfect tras și lucid. Rein a descoperit de asemenea că narcoticele reduc capacitatea de percepție extrasenzorială a subiecților, în timp ce stimulentele mentale o amplifică. O altă concluzie la care s-a ajuns a fost că un subiect nu poate obține rezultate optime decât dacă își dorește din răsputere acest lucru. Wright afirmă cu toată încrederea că telepatia și clarviziunea sunt, de fapt, unul și același lucru. Altfel spus, facultatea care îi permite unui subiect să vadă o carte așezată cu fața în jos pe masă nu diferă cu nimic de cea care îi permite acesteia să citească gândul din mintea unei alte persoane. Există mai multe premise care au condus la această concluzie. De pildă, cele două facultăți, au fost descoperite la toate personajele care se bucurau deja de una dintre ele. Mai mult, ele se manifestă cu exact aceeași intensitate. Ecranele de protecție, zidurile și distanțele, nu par să le afecteze pe niciuna. Wright a mers până într-acolo, încât a emis ipoteza că intuițiile specifice altor experiențe, extrasenzoriale, visele profetice, Premonițiile asociate cu dezastrele și alte fenomene paranormale de acest fel ar putea face parte integrantă din aceeași facultate. Cititorul poate să nu accepte aceste concluzii, dar dovezile acumulate de Rein în favoarea acestei concluzii sunt impresionante. După anunțul domnului Rain, referitor la condițiile în care mintea reacționează la modurile de percepție pe care el le numește extrasenzoriale, doresc să adaug că am descoperit împreună cu asociații mei ceea ce noi credem a fi condițiile ideale în care mintea poate fi stimulată, astfel încât cel de-al șaselea simț, de care ne vom ocupa în capitolul următor, să poată fi activat și să devină funcțional. Condițiile la care mă refer se referă la o alianță între mine și doi membri ai personajului meu. În urma experimentelor, noi am descoperit cum ne putem stimula mințile prin aplicarea principiului asociat cu consultanții invizibili și descris în capitolul care urmează, astfel încât să putem găsi o soluție prin fuziunea minților noastre într-una singură la diferitele probleme personale ale clienților mei. Procedeul este cât se poate de simplu. Ne așezăm cu toții la masă, la o masă de conferință. Descriem cât mai clar problema care ne preocupă, după care începem să discutăm fiecare despre ea. <coughs> fiecare dintre noi contribuie la discuția colectivă cu gândurile care îi trec prin minte. Cel mai uimitor lucru legat de această metodă de stimulare mentală, este că le permite participanților să se pună la unison cu anumite surse necunoscute de cunoaștere, la care nu au mai avut acces până atunci. Dacă ai înțeles principiul descris în capitolul referitor la grupul de consultanță, ți-ai dat probabil seama că procedeul descris mai sus nu reprezintă altceva decât o aplicație practică a acestui principiu. Această metodă de stimulare mentală printr-o discuție armonioasă între participanți, pe marginea unor subiecte diferite, ilustrează cea mai simplă și mai pragmatică manieră de a folosi principiul grupului de consultanță. Prin adoptarea și punerea în aplicare a unui plan similar, orice adept al acestei filozofii poate intra în posesia faimoasei formule a lui Carnegie, descrisă pe scurt în introducerea la această carte. Dacă nu te simți încă inspirat de ea, vă un semn la această pagină și recitește-o după ce ai terminat de lecturat ultimul capitol. Marea recesiune a fost o binecuvântare mascată. Ea a marcat un nou început pentru întreaga lume, care le permite tuturor accesul la noi oportunități. Capitolul 13. Creierul. Stația de emisie-recepție a gândurilor.